Bine v-am găsit la știri. După ce au sosit buletinele de vot din cele 16 secții de votare din municipiul Sebeș, biroul electoral județean a finalizat aseară târziu centralizarea voturilor. La miezul nopții a fost înlăturată și ultima dilemă. E vorba de președinția Consiliului Județean, care a fost câștigată de Ion Dumitrel, candidatul PDL, aflat acum la al treilea mandat. PDL a câștigat în Alba alegerile locale, județul nostru fiind excepția care a întărit regula, conform căreia Uniunea Social-Liberală a devansat net PDL la nivel național. Oarecum surprinzător, Partidul Poporului Dan Diaconescu este al treilea partid ca poziționare, cu aproape 16.000 de voturi într-un clasament în care PDL a obținut primul loc cu 74.120 de voturi, secundat de USL, care a adunat 72.550 de voturi. Lupta pentru Consiliul Județean Alba a fost câștigată în cele din urmă de Ion Dumitrel, care l-a devansat pe Teodor Atanasiu cu mai bine de 2.600 de voturi. Este o victorie pe care am obținut-o cu sprijinul celor peste 77.000 de simpatizanți, susținători și care formează nucleul dur al Partidului Democrat Liberal în județul Alba. De asemenea, cred că am fost votat și pentru faptul că am fost și sunt un om sincer și cinstit. Și m-am întrebat de ce a fost ales domnul Boc și cred că pentru același lucru. Pentru că este un om cinstit și sincer și mă bucur foarte mult pentru reușita dânsului de la Cluj, una personală și una politică. În privința mandatelor de consilieri locali, lucrurile stau altfel. PDL are 365 de mandate, USL 333, PPDD 80, UDMR 33, UNPR 28, PRM 18, PSD 17, PNL 16, PNCCD 12 și Partidul Uniunea Ecologistă din România 7, Independenți 6, PNGCD 4, Partidul Maghiarilor din Transilvania 2 consilieri, Partida Romilor Pro-Europa 2 consilieri și Partidul Verde 1 consilier. PDL a câștigat 45 de mandate de primar, USL 32 de mandate și UDMR 1 mandat. Iar în privința consilierilor județeni, PDL va avea 15 mandate, PSD 14, iar PPDD 3. Medicii și farmaciștii sunt învățați timp de 2 săptămâni cum să folosească sistemul de prescriere prin rețetă electronică. Până la sfârșitul săptămânii, fiecare județ trebuie să transmită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate o situație privind farmaciile care nu au acces la internet. De la 1 iulie, prescrierea electronică va funcționa în paralel cu cea clasică. Ministrul Sănătății Vasile Cepoia a solicitat marți într-o videoconferință directorilor caselor de asigurări de sănătate și a celor din direcțiile de sănătate publică să organizeze în perioada următoare ședințe de informare pentru medicii și farmaciștii care vor fi implicați în prescrierea rețetei electronice. Multe dintre informații și programul test este pus pe site-ul Casei de Asigurări, Casei Naționale de Asigurări, în care medicii de familie, farmaciile pot să facă teste despre cum funcționează programul și după cum am spus, vor fi și sesiuni de instruire pe care le facem la sediul DSP și instructajul care este și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări. Utilizarea rețetei electronice implică existența accesului la internet. S-au ridicat mai multe probleme referitor la punctele farmaceutice sau farmaciile care nu au acces la internet. Noi împreună cu Casa de Asigurări vom face o adresă și vom avea aceste informații în curând. Nu credem că la nivelul județului sunt astfel de probleme, dar ne interesează în special regiunea Munților Apuseni și așteptăm să vedem dacă sunt cabinete sau farmacii care nu au acces la internet. Noul sistem va fi avantajos și pentru medic și pentru pacient. Se va elimina hârțogăraia, dar și frauda din sistem. Va exista un control în timp real al prescrierilor efectuate și al medicamentelor eliberate din farmacii. Un alt avantaj destul de important, care va fi vizibil de asemenea puțin mai târziu, este cel referitor la atenționarea pe care o va primi fiecare medic în momentul în care scrie un medicament. În cazul care există neconcordanțe sau contraindicații
indicații în prescriere va fi atenționat de către aplicație. Finanțarea pentru introducerea softului de rețete electronice se va face în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile, care ajung la 40 de milioane de euro. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu va avea o contribuție financiară pentru introducerea rețetelor electronice. Casa Județeană, prin aceste ședințe sau întâlniri de instruire a furnizorilor, iar Casa Națională prin plata softului. Cabinetele medicilor de familie trebuie dotate, trebuie cumpărate niște imprimante laser. Imprimantele vechi, date de Ministerul Sănătății acum câțiva ani de zile, nu pot fi utilizate. Farmaciile trebuie să primească și să cumpere, adică mai bine zis, cititoarele. Spitalul, ambulatorul, de asemenea toată lumea. Pentru cei mai mulți medici, prescrierea electronică nu reprezintă o problemă reală. Pentru medicii de familie, care deja de o perioadă de timp lucrează pe diverse softuri și pe sistemul integrat a Casei Naționale de Asigurări, va fi poate ceva mai ușor. Din păcate și la noi sunt medici care nici în acest moment nu sunt ei cei care realizează raportările. Diverse persoane le fac, deci va fi puțin mai greu ca online să se poată, imediat ce se efectuează consultația, aceasta să poată fi. Sigur că există excepții cu vizitele la domiciliu, care după aceea vor fi transmise mai departe. Ministrul Sănătății a declarat că urmează să fie evaluat din punct de vedere tehnic atât softul cât și întreg sistemul, astfel încât de la 1 iulie să înceapă implementarea rețetei electronice. Membrii Sanitas din întreaga țară s-au întâlnit săptămâna trecută la București cu Ministerul Sănătății Vasile Cepoi. În cadrul discuțiilor, aceștia și-au prezentat cererile referitoare la noua lege a sănătății. Astfel, reprezentanții Sanitas doresc ca noua lege să-și păstreze caracterul social și spitalele să nu mai fie transformate în fundații. Reprezentanții Sanitas s-au respins categoric transformarea spitalelor în fundații și privatizarea serviciilor din cadrul instituțiilor sanitare publice. Din punctul nostru de vedere, așa cum a fost perceput de marea majoritate a oamenilor din sistemul sanitar, apariția fundațiilor în România ar fi dus la o privatizare mascată a sistemului sanitar. În urma acestei întruniri, vicepreședintele Sanitas ne-a declarat că ministrul Vasile Cepoi le-a promis că va ține seama de solicitările Federației în alcătuirea noului proiect legislativ al sănătății. În perioada imediat următoare, cu un draft de lege, din ce ne spunea dânsul, va merge la premier să și-l asume. Ulterior, pe transparență decizională, toți cei care vor dori să facă propuneri de îmbunătățire vor avea acest drept, iar ulterior dânsul ne-a spus că va încerca să treacă legea prin Parlament. Potrivit aceleiași surse, decizia renunțării la ideea de a transforma spitalele în fundații a fost semnată de Ministrul Sănătății. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba anunța săptămâna aceasta 123 de locuri de muncă vacante în județ. Se caută forță de muncă în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj, Sebeș și Cugir. Șomerii sau angajații care doresc să-și schimbe locul de muncă se pot adresa agențiilor locale din Alba Iulia, Câmpeni, Blaj, Sebeș și Cugir. În Alba Iulia sunt disponibile 52 de posturi, se caută 25 de muncitori necalificați cablaje auto, 2 lăcătuși confecții metalice, un instalator termist, vânzători, zidari, pictori decoratori, dar și un ofițer de credite. În Câmpeni se caută confecționeri îmbrăcăminte, muncitori necalificați în industria confecțiilor, mecanici și electrician auto, dulgheri și tâmplari, în total 31 de posturi. În Blaj sunt scoase la concurs 10 posturi pentru inginer profil mecanic și 10 posturi pentru inginer profil mașini unelte. În Sebeș sunt scoase la concurs 3 posturi de șofer mecanic vulcanizator și logician gestiune flux. La agenția locală din Cugir s-au anunțat 17 locuri de muncă vacante pentru contabil, șoferi autocamion, cameriste hotel, dar și pentru specialiști în domeniul calității. Amenzi în valoare de aproape 12.000 de lei acordate de inspectorii DSV Alba. În luna mai au fost controlate ferme de animale, abatoare, unități de procesare carne, lapte, miere, unități de alimentație publică, târguri și piețe.
În total au fost controlate 135 de unități care produc, procesează, depozitează sau comercializează produse de origine animală și non-animală. Au fost aplicate 18 amenzi contravenționale în valoare de aproape 12.000 de lei. Principalele nereguli constatate au fost nerespectarea condițiilor sanitare veterinare, de întreținere a spațiilor de depozitare și valorificare, sacrificarea animalelor fără asomare, asamblarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor de origine animală, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor în vigoare, vânzarea sau cumpărarea de animale neînregistrate și fără documente sanitare veterinare, efectuarea de transporturi de produse de origine animală cu mijloc de transport neautorizat sanitar veterinar. 2 ani cu suspendare pentru funcționarul Direcției Generale a Finanțelor Publice Alba, cercetat pentru corupție. Arestat preventiv în luna mai, Florin Mihăilescu și-a recunoscut vina și a beneficiat astfel de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă. Sentința în dosarul lui Florin Mihăilescu a venit într-un timp relativ scurt. A ajutat și faptul că funcționarul și-a recunoscut vina. În 14 mai, inculpatul a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu, Tribunalul Alba a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 29 de zile. S-a dispus condamnarea inculpatului Mihăilescu Florin Gabriel la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. S-a aplicat totodată pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o durată de 1 an de zile, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani. Supravegherea va fi exercitată de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Alba. Inculpatul a fost obligat să restituie suma reprezentând contravaloarea apartamentului primit cu titlul de mită. De asemenea, s-a dispus menținerea sechestrului asigurător dispus în faza de urmărire penală de către organul de urmărire penală. În cursul anului 2009, Florin Mihăilescu, în calitate de funcționar cu atribuții de control, a pretins și primit de la reprezentantul unei societăți comerciale un apartament în valoare de 20.000 de euro într-un complex de locuințe construit de respectiva firmă în Cluj-Napoca. Apartamentul a fost primit pentru ca inculpatul să aprobe raportul de inspecție fiscală în vederea rambursării TVA către acea firmă și pentru achitarea efectivă a sumei. Și în luna mai, prețurile au continuat să crească. Astfel, conform datelor primite de la Direcția Regională de Statistică Alba, comparativ cu luna anterioară, s-au majorat semnificativ prețurile cartofilor și fructelor proaspete. Singurele scăderi ale prețurilor s-au înregistrat la ouă. În luna mai, nu doar alimentele s-au scumpit, ci și transportul aerian, combustibilii, autoturismele și piesele de schimb. În luna mai 2012, comparativ cu luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare a crescut cu 0,02%, la mărfuri nealimentare cu 0,21%, iar la servicii cu 0,53%. Rata medie lunară a inflației înregistrată în primele 5 luni ale anului a fost cu 0,3% sub cea înregistrată în aceeași perioadă din 2011. Întreprinderile mici și mijlocii vor avea parte de sprijin pentru accesul la finanțare. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, alături de alți 25 de parteneri provenind din 16 țări din Europa, implementează proiectul DIFAS, menit să transfere în regiune cele mai bune metode și practici inovative în domeniu. Toți partenerii implicați vor colabora în vederea realizării unor schimburi de experiență privind măsurile inovative de sprijin pentru afaceri implementate în propriile regiuni și vor oferi sprijin pentru transferul acestora către alte regiuni din Europa, partenere în cadrul proiectului. În aceste acțiuni se va pune accent pe dezvoltarea și implementarea instrumentelor financiare de sprijin pentru IMM-urile de tip non-grant, precum fondurile transregionale, fondurile de tip revolving și fondurile de investiții. Pentru implementarea activităților prevăzute în proiectul DIFAS, Comisia Europeană a alocat un buget de aproximativ 3 milioane de euro, din care Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru îi revin puțin peste 74.000 de euro pentru toată perioada de 36 de luni. Prin intermediul acestui proiect, ADR Centru dorește să contribuie la îmbunătățirea potențialului de inovare, internaționalizare și creștere durabilă a IMM-urilor din regiunea Centru. Consiliul Județean Alba ar putea administra investiția de la Roșia Poeni, dar cu profesioniști în domeniu, nu cu directori numiți pe criterii politice, afirmă Ion Dumitrel. Ieșit câștigător în lupta cu Teodor Atanasiu pentru șefia legislativului de Alba, democrat-liberalul demarează în al 3-lea mandat cu încredere și optimism.
Ion Dumitrel speră ca promisiunile miniștrilor din actualul guvern în privința Cuprumin Abrud să se și pună în practică. Vreau să vedem ce se întâmplă la Rău și Apoieni, pentru că au promis că doresc și să dea la Consiliul Județean administrarea Rău și Apoieni. Noi vrem să o luăm, pentru că știm ce avem de făcut. Dorim să vedem toate promisiunile pe care le-au făcut miniștrii. Dacă ne-l dă curat așa cum au dat guvernele de-a lungul timpului, în sensul cel financiar, da, am putea să-l demonstrăm că putem să administrăm. Președintele Consiliului Județean e convins că administrarea profitabilă a zăcământului de la Roșia Poieni se poate face numai cu profesioniști. Nu veți vedea conducători la acea întreprindere puși politic. Eu am puterea asta să o fac, domnul Ponta și ministerul sau ministrul industriilor nu o să facă niciodată. Eu pot să fac lucrul ăsta, ei nu. Eu am făcut lucrul ăsta de 8 ani de zile, împotriva curentului tradițional de a politiza totul și am reușit. Deci am putut să fac. Eu sunt mai puternic în PDL Alba decât este el în USL României. Ion Dumitrel apreciază rezultatele actualei conduceri a societății Cuprumin Abrud, dar nu exclude faptul că s-ar putea găsi profesioniști mai buni care să conducă investiția minieră pe drumul relansării economice. Cu o majoritate covârșitoare, premierul Victor Ponta a fost desemnat de către Parlamentul României pentru a reprezenta țara noastră la lucrările Consiliului European de la Bruxelles. În cazul în care președintele Traian Băsescu va refuza să accepte această decizie, Parlamentul ar putea declanșa procedura de suspendare din funcția șefului statului. Potrivit proiectului de declarație propus de USL, partajarea atribuțiilor în cadrul puterii executive în domeniul afacerilor europene să fie următoarea. În materie de politică militară și de securitate militară, precum și în politica externă comună a Uniunii Europene, este constituțional și funcțional ca președintele României să aibă precădere în a reprezenta România. În materie economică, socială, bugetară referitoare la fondurile europene, aderarea la Schengen, precum și în alte aspecte executive, este constituțional și funcțional ca primul ministru să aibă precădere în a reprezenta România. Parlamentul a adoptat marți, cu 249 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă și 2 abțineri, declarația propusă de USL. Purtătorul de cuvânt al șefului statului a declarat că președinția analizează declarația adoptată de Parlament în vederea formulării unui punct de vedere. Banca Mondială a aprobat acordarea unui împrumut României în valoare de 1 miliard de euro. Banii sunt considerați ca un instrument de protejare a finanțelor publice împotriva unor șocuri externe neprevăzute. Împrumutul vine în completarea asistenței financiare de tip preventiv, acordată pe perioada 2011-2013 de către FMI și Uniunea Europeană. Utilitatea acestui acord de împrumut provine din faptul că el se consideră parte din stocul de bani de rezervă pe care trezoreria îl realizează și îl gestionează pentru a se pune la adăpost în situația în care ar apărea turbulențe majore pe piețele financiare. Altfel spus, dacă situații nedorite ar apărea în mod neprevăzut pe piețele financiare și ar genera posibilitatea creșterii costurilor de finanțare a deficitelor temporare din trezorerie, România nu s-ar afla cu spatele la zid. Prin acordul negociat cu Banca Mondială, Ministerul Finanțelor urmărește să obțină o plasă de siguranță suplimentară de la instituția internațională sub forma unei linii de credit care va rămâne la dispoziția României timp de 3 ani în cazul blocării piețelor externe la un cost de 0,25% pe an. România are în derulare un acord de tip preventiv cu FMI în valoare de 3,6 miliarde de euro, completat de o înțelegere similară cu Comisia Europeană pentru fonduri disponibile de 1,4 miliarde de euro. Acordurile cu instituțiile financiare urmează programului de finanțare de 20 de miliarde de euro derulat în perioada 2009-2011. Elena Udrea a anunțat că își dă demisia din funcția de președinte al PDL București. Democrat-liberalii se vor reuni mâine la nivel central pentru a face o analiză a rezultatelor obținute la alegerile locale. Elena Udrea a luat această decizie ca urmare a scorului nesatisfăcător obținut de PDL în cele 6 sectoare ale capitalei. În opinia sa, a venit momentul ca liderii PDL să-și facă fiecare o analiză serioasă și o introspecție personală. Regulile Uniunii Europene ne impun să ocrotim anumite specii de ciori ca să se poată înmulți, de parcă am duce lipsă. Nicolae Onețiu, directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, ne-a dat această neagră informație.
Vânătorii din Alba împușcă în această perioadă diferite specii de cior și alte păsări prădătoare care produc pagube la vânat, precum potârnichea sau fazanul. Ciorile care sunt prevăzute în lege pentru a fi combătute în perioada asta vară, când își fac cuiburile, când ouă, coțofană, gaiță. Culmea croncănitului este că există și ciori ocrotite de lege. Sunt ciori care sunt protejate, sunt unele ciori care sunt protejate și li s-a restrâns perioada de vânătoare datorită practicii din Uniunea Europeană. S-a restrâns perioada de vânătoare în ideea de a le da posibilitatea să se mulțească, cu toate că la noi sunt multe. Deci e culmea, sigur că avem voie să le și combatem în perioada când se vânează, dar avem obligația să le dăm voie să se mulțească și să creăm, nu să le creăm condiții, că ele își creează, dar să nu le vânăm într-o anumită perioadă. Printre speciile de ciori ocrotite de lege se numără și stâncuțele, zgomotoasele zburătoare ce croncăne îngrozitor prin copacii parcurilor și pătează dezagreabil trotuare, bănci și din când în când pietoni. Unde mergem în vacanță? Aceasta este întrebarea care îi preocupă pe toți. Ne aflăm în perioada verii și lumea se gândește să-și ia concediu pentru a se destinde după o perioadă lungă de muncă. În cazul elevilor, șomerilor sau al pensionarilor, vorbim de o perioadă de relaxare bine meritată, dar și accesibilă din punct de vedere financiar. Unii preferă marea, alții preferă muntele sau chiar casa bătrânească și liniștită de la țară. Oricum, cei mai mulți dintre albaiulieni preferă să meargă în concediu în țară, fie pentru că nu au suficienți bani, fie pentru că vor să încurajeze turismul autohton. Da, probabil o să merg undeva pe la munte. Veți apela la agențiile de turism pentru asta? Probabil. Ce preferați? La munte, am înțeles, dar România sau străinătate? Prefer România, că e o țară foarte frumoasă, străinătatea pe locul 2. Nu mergem. Nu mergeți sau nu sunteți hotărâți? Mergem, dar mai prin august numai, nu momentan. Și veți apela la agențiile de turism pentru asta? Nu neapărat. Preferați țara sau străinătatea? Probabil țara, mai mult. De ce? Suntem acasă. Încurajăm turismul acasă, da? Da, mulțumesc. Normal, cel mai bine. Unde mergeți în concediu? Până aici la Ploiești, București și Vatra Doarne. Deci preferați țara? Păi îmi place să mă plimb, că am muncit destul până acum. Bineînțeles. Și veți apela la o agenție de turism? Preferați da. O anume cazare? Nu, am talea de pensionare. Bilete de plecare. Bilete de pensionare. Cum să nu mergem? În ce perioada anului v-ați gândit să plecați? 1 august. 1 august și ați apelat la o agenție de turism? Nu, pe cont propriu. Pe cont propriu. Preferați țara noastră sau străinătatea? Țara noastră, că n-avem bani de altă țară. Majoritatea turiștilor se vor lăsa purtați de imaginație când vor porni la drum, în timp ce alții vor contacta agențiile de turism pentru a-și stabili un program și un traseu de urmat. Mergem la mare la sfârșitul august. La sfârșitul august. Da. Preferați în țara noastră sau străinătate? În țara, la Mamaia Nord mereu. Este o stațiune care este patronul Rabu. Veți apela la agențiile de turism pentru asta? Da. V-ați făcut deja rezervare? Fiică mea, ea s-o ocup. Poate da, poate nu, depinde. În ce perioadă anului v-ați gândit să mergeți sau când vă place mai mult? Undeva în august. În august. Veți apela la agențiile de turism? Nu cred. Și preferați mare sau munte? Mare. Mare. Vă mulțumesc. Muntele e mai aproape. Bineînțeles. În ce perioadă anului v-ați gândit că e mai în bine? În august. În august? Și ce preferați, munte sau mare? Și una și alta. Aveți de gând să mergeți în mai multe locuri? Absolut. Și ce v-ați gândit să alegeți, țara noastră sau străinătatea? Și. Oriunde ați merge, vă dorim distracție plăcută și vă sfătuim să ocrotiți natura pentru a vă putea bucura de curățenie și priveliști frumoase și anul viitor. Ansamblul 60 Plus împreună cu ansamblul folcloric al școlii din Pâcleș a oferit astăzi un spectacol deosebit inclus în proiectul Etnografie și Folclor pentru educația elevilor. Deoarece se apropie cu pași repezi finalul de an școlar, elevii au adus sărbătoare și voie bună pentru toți cei care au asistat la spectacol. Spectacolul s-a desfășurat în această dimineață la Școala Generală din Pâcleșa, adunând în fața publicului generația ale cântecului popular din Ardeal. Tine
Tinerii din ansamblul folcloric al școlii au dovedit că sunt iubitori ai tradițiilor, oferind unei audiențe încântate un mândru spectacol de cântec autentic. Proiectul Etnografie și Folclor se derulează în școlile din Bărăbanț, Oarda, Micești și Pâclișa, urmărind, printre altele, formarea de grupuri folclorice de elevi. Astfel, în pragul vacanței de vară, în școlile din aceste localități au loc festivități deosebite, completate de frumusețea cântecului din Ardeal. După prezentarea de la conferința globală a dezvoltatorilor 2012, Apple a lansat versiunea beta iOS 6, disponibilă acum pentru descărcare pentru toți dezvoltatorii de aplicații cu cont Apple. iOS 6 nu are deocamdată funcționalitatea completă promisă de Apple, iar cea mai rudimentară funcție nouă pare a fi Maps. Apple a pus la dispoziție linkul pentru descărcarea iOS 6 beta dezvoltatorilor de aplicații în iOS Dev Center /gear. Cele mai importante îmbunătățiri aduse iOS 6 vizează integrarea Facebook în sistem, Siri pentru iPad și Maps. Nu toate gadgeturile Apple sunt însă compatibile cu noul sistem de operare. Prima generație de iPad a fost complet ignorată, la fel ca și iPhone-urile mai vechi de 3GS și generațiile de iPod Touch mai vechi ca cel mai nou model apărut odată cu iPhone 4. Chiar dacă aveți un dispozitiv compatibil cu iOS 6, ați putea descoperi la lansarea din toamna versiunii finale că unele funcții lipsesc. Doar noul iPad și iPhone 4S vor beneficia de toate funcțiile noului sistem de operare. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. În perioada 5-10 iunie, delegația României de powerlifting a participat la campionatele europene de junior din Danemarca. Cei 8 sportivi, printre care și 2 Alba Iulene, au reușit să aducă în țară numai puțin de 16 medalii. Remarcat a fost Carmen Pârva din Alba Iulia, care a devenit campioană europeană la juniori. Sportivii s-au pregătit bine pentru această deplasare. Cei 8 reprezentanți au reușit să depășească obiectivul impus de Agenția Națională pentru Sport și Tineret, mai exact acela de a cuceri cel puțin 2 medalii. În loc de 2, au fost 16, iar antrenorul Ovidiu Pănăzan este extrem de mulțumit. Rezultatele obținute în Danemarca sunt pentru noi cele mai importante rezultate realizate vreodată, atât ca număr de medalii, cât și ca rezultate obținute de sportivi, greutățile ridicate în competiție, dar vreau să subliniez totuși numărul foarte mare de medalii obținute, adică este vorba despre 16 medalii, din care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Carmen Pârva, legitimată la Clubul Zamolxis din Alba Iulia, împreună cu alte 2 sportive legitimate la Clubul Sportiv Municipal Bacău, au pus umărul la performanța reușită de România. Nici băieții nu au fost neglijați la această întrecere și au reușit rezultate notabile, având în vedere nivelul crescut de performanță la nivelul sportivilor. Au ocupat locuri foarte bune, locul 4, respectiv locul 7, într-o bătălie foarte puternică. De asemenea, putem să menționăm locul 2 ocupat de România în clasamentul pe națiuni în cazul fetelor și la fel, locul 7 ocupat de băieți în clasamentul pe națiuni. Cu toate că nu au avut parte de atenția necesară pentru a obține astfel de performanțe, antrenorul Ovidiu Pănăzan s-a declarat extrem de mulțumit și mândru că imnul României s-a auzit în Danemarca. După ce săptămâna trecută, știrile sportive Alba TV v-au prezentat un material cu ambasador sportiv ai orașului, încă un nume se poate adăuga la acea listă. Este vorba despre antrenorul secund al echipei de basket CSU, care a devenit antrenor secund la Naționala de Basket a României Under-20.
George Lâncănjean este secundul lui Thomas Bilek la echipa de basket feminin din cetatea Marii Uniri. Antrenorul este de mult timp în sânul echipei din oraș și este cunoscut ca un profesionist desăvârșit. Acesta nu va avea o misiune tocmai ușoară la Naționala României, însă experiența sa își va spune cu siguranță cuvântul. Vă amintim că antrenorul principal la CSU, Thomas Bilek, este secundul Naționalei Marii României, iar un alt albeulian, Valentin Urian, are funcția de antrenor secund la Naționala Under 16 a țării noastre. Basketul se află într-o continuă creștere în România, iar cu cei trei antrenori din Alba Iulia se pot face performanțe de invidiat în sportul de sub panou. Presa internațională anunță un posibil transfer al stelistului Vlad Chiricheș la formația italiană AC Milan. Tranzacția se va face dacă stoperul Thiago Silva va fi transferat la Paris Saint-Germain. Suma vehiculată este de 5 milioane de euro, iar acest transfer ar deveni cel mai important după o lungă perioadă de timp. Vlad Chiricheș a venit la Steaua doar din iarnă, însă a devenit titular incontestabil atât la gruparea roșie-albastră cât și la națională. A fost comprat cu Belo Dedici și Gică Popescu și a devenit cel mai remarcat fundaș din țara noastră. Transferul la AC Milan ar însemna un început într-o carieră de invidiat pentru jucătorul stelist. Gigi Becali ar da lovitura cu fostul jucător al Pandurilor, plătind pentru acesta 700.000 de euro, iar transferul la AC Milan le-ar aduce steliștilor peste 4 milioane de euro în visteria clubului. Chiricheș s-ar potrivi stilului italian, deoarece are un joc de cap senzațional și preferă să ajute construcția ieșind de multe ori din apărare cu mingea la picior. Tânărul jucător nu este singurul care trece pe la AC Milan, la Diavol jucând în trecut Florin Răducioiu și Cosmin Contra. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Am avut parte și astăzi de vreme călduroasă, dar nu am scăpat în totalitate nici de instabilitatea atmosferică. Se manifestă prin înnorări temporare, averse și descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 35 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade Celsius. Așadar, în această seară, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de 21 de grade la Alba Iulia, 22 de grade la Sebeș, 20 de grade la Aiud, 19 grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne, ceva mai scăzute, vor oscila în jurul a 17 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 16 grade la Aiud și Blaj și 11 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine, temperatura aerului va marca o scădere față de intervalul precedent și va avea valori maxime cuprinse între 20 și 31 de grade și minime de la 7-8 grade în depresiuni până la 19 grade Celsius. După amiaza și seara vor mai fi posibile unele înorări și ploi slabe, iar noaptea cerul va deveni variabil spre senin. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul a 27 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 26 de grade la Aiud și Blaj și 23 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Păi mâine vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 8 și 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!